Bun găsit la știri, este alertă la Tel Aviv. Iranul a început atacul asupra Israelului. Aproape 200 de rachete balistice au zburat deasupra orașului Tel Aviv și panica s-a instalat printre cetățeni. Oficialii israelieni nu au raportat victime în urma atacurilor, totul în timp ce Casa Albă spune că atacul Iranului a fost ineficient, dar recunoaște că este o escaladare semnificativă din partea Teheranului. Și discutăm pe această temă cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună seara! Bună seara! Cum ar trebui să privim ce se întâmplă acum în Israel? Este o escaladare, recunosc că inclusiv americanii acest lucru, escaladarea conflictului în zonă. Dar până unde se poate merge? Este doar un răspuns așteptat din partea Iranului, pentru că încă de astăzi, de la prânz, americanii lansaseră un avertisment important în acest sens, sau ar trebui să ne așteptăm să se intre deja într-o altă etapă a acestui conflict? Când Sullivan ne spune că a fost o escaladare semnificativă, trebuie să-l credem. Este un pas mare spre escaladarea războiului în Orientul Mijlociu. Iranul a răspuns, nu a putut accepta situația în care Hezbollah este distrus în parte și urmează acțiunile terestre armate israeliene și a executat acest atac cu rachete balistice. Următorul pas, Israelul va răspunde. Mai departe de aici, la ce să ne așteptăm? Pentru că Iranul a răspuns deja, a dat deja un semnal în această seară că dacă va exista o ripostă din partea Israelului, atunci răspunsul va fi unul pe măsură și mai dur decât ce am văzut în această seară. Foarte probabil Israelul va lovi. Vom vedea în ce măsură se diferențiază față de răspunsul anterior, care a fost mai mult simbolic, a fost distrus un sistem de radiolocație iranian, în fond rusesc din Iran, pentru a demonstra capacitatea Israelului de a penetra apărarea aeriană iraniană. Și după acest, după foarte probabilul atac israelian, da, Iranul poate să mai lanseze rachete balistice. Dar în clipa de față, cred că următorul pas este previzibil, un atac israelian de răspuns asupra Iranului. Și atunci înseamnă că unii atacă, ceilalți răspund și tot așa și lucrurile continuă și nu știm în ce direcție. Este exact de ceea ce se temeau Statele Unite atunci când nu au fost de acord cu Netanyahu, cu escaladarea conflictului împotriva Hezbollahului, deși da, Statele Unite au fost de acord cu eliminarea lui Nasrallah. Ideea de escaladare a războiului și cu această acțiune terestră în Liban nu a fost privită la Washington. În fond, administrația Biden a fost pusă în fața faptului de premierul Netanyahu. De asta se temeau americanii. Acum deja lucrurile își urmează, să spun așa, evoluția firească în această escaladare de război. Israelul nu poate tolera o asemenea lovitură eșuată a Iranului, fără să răspundă. În momentul acesta se vorbește despre un conflict între Israel și Hezbollah. Mai departe, nici nu vreau să mă gândesc la o situație mult mai complicată și mult mai gravă de atât, dar e vorba de un conflict între Israel și Iran sau poate chiar mai mult de atât? Da, dintotdeauna așa a fost, în sensul în care Israelul avea problema palestiniană, dar după ce a venit la putere regimul ayatollahilor în 1979, din motive pur ideologice, persani și israelieni au fost prieteni înainte de venirea acestui regim, Teheranul a stabilit ca obiectiv distrugerea Israelului. Iar din acel moment, Israelul a privit Iranul ca unul dintre cei mai importanți inamici, iar Iranul a creat și pentru a-și asigura securitatea cu un cer la distanță, dar în principal pentru a pune în pericol Israelul, a creat acest cer de foc format din proxy, în sensul că a creat Hezbollahul șiiții din Liban. Iar ulterior s-a raliat și Hamasul, care nu a fost dintr-un început, ei sunt suniți arabi, dar conjunctura a făcut ca Sinwar și alți lideri să meargă pe mâna Iranului și
conflictul în fond se vede, este între Israel și Iran. De aceea, doar noutatea este că acum a început un război de la distanță. Dar războiul era dintotdeauna între un Teheran al aiatolahilor și statul Israel, căreia Teheran nu-i recunoaște existența. Și o ultimă întrebare. O ultimă întrebare. Da. La etapa în care suntem acum și la cum au evoluat lucrurile, o colaborare, există posibilitatea unui armistițiu, posibilitatea unei negocieri între părțile care sunt în momentul de față în conflict? Nu cred. Problema se pune doar în ce măsură Statele Unite vor sprijini Israel în acțiunea sa de răspuns asupra Iranului. Foarte probabil Statele Unite nu vor acționa direct, deși au amenințat înainte Iranul să fie atent să nu atace Israelul, dar probabil că va exista un anumit sprijin pentru atacul de răspuns al Israelului și vom vedea după aceea răspunsul Iranului. În rest, nu, în clipa de față nu poate exista. Probabil că se va încerca la ONU, China cu mesaje, dar nu. În clipa de față, ambele state joacă elemente esențiale pentru politica lor de securitate. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru analiza dumneavoastră. Sanu Valentin Mateiu a fost în legătură telefonică directă cu noi.